Numele meu este Cătălina Dodu, sunt Country Manager Atos România și mă bucur foarte mult să fiu din nou aici alături de dumneavoastră. Este deja o tradiție pentru noi să venim și mă bucur și mai mult că astăzi avem oportunitatea să vă arătăm nu doar PowerPoint-uri, nu doar povești despre ceea ce facem, ci chiar realitatea, așa cum este ea, așa cum am implementat-o împreună cu clienții noștri și vă vom arăta astăzi aplicația implementată în cadrul OMV Petrom pe platformă SAP. Este aplicația pentru echipele mobile, echipele de ingineri din Petrom, care supervizează activitatea pe teren. Deci, inginerii Petrom, așa cum este și Daniel aici de față, merg pe teren și folosesc aplicația în timp real. Mai mult decât atât, vreau să menționez că aplicația pe care și prezentarea pe care o facem acum nu e doar o prezentare. Daniel se conectează în sistemele reale și face operațiuni în timp real. Și noi suntem convinși că va fi bine și conexiunea va merge. Daniel? Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit! Mă numesc Daniel Matei, sunt reprezentant Petrom. În activitatea de reparații, întreținere, echipamente de suprafață din cadrul Petrom, se asigură mentenanța în jur de 40-45.000 de echipamente obiective care sunt răspândite pe întreg teritoriul țării. În ceea ce urmează, voi prezenta aplicația, prelucrarea unei comenzi de reparații, întreținere prin intermediul aplicației mobile SAP PM Mobile, utilizând un iPad, un dispozitiv mobil tip iPad. În momentul când supervizorul vine la servici, sincronizează iPad-ul cu sistemul SAP, în momentul în care primește listele de comenzi, cum vedem în partea stângă, care sunt alocate de către planificator. Se deplasează la locul execuției lucrării, după care începe prelucrarea acestei comenzi. În primul rând, deci imortalizeze partea obiectului defectă printr-o fotografie. Pe care o atașează comenzii de lucru. Moment în care lucrarea începe, se execută și în prelucrarea comenzii respective, supervizorul practic realizează recepțiile serviciilor prestate și confirmă cantitatea de materiale utilizate în procesul de reparație, de producție. Se intră pe operațiunile din comandă, după ce s-a prestat activitatea de reparație respectivă, se fac recepțiile servicii, deci inițial se dă start comenzii, după aceea se încep postările de confirmări în funcție de tarifele cu care se execută lucrarea. De exemplu, avem timp de deplasare, să zicem că o oră, după aceea se trece la execuția lucrării, se alege timpul de execuție, să spunem că sunt 3 ore, practic a realizat confirmarea, foarte simplu, confirmarea serviciilor prestate. În privința materialelor, se intră pe secțiunea de materiale planificate în cadrul comenzii de lucru și se confirmă cantitatea utilizată în mod real. Da? Finish. După ce a realizat această recepție, aceste confirmări, poate vizualiza postarea recepțiilor de servicii, dacă e nevoie modifică, șterge, după care se dă finalizarea comenzii și urmând sincronizarea cu sistemul SAP. Soluția folosită una mobilă, este offline, deoarece nu în toate zonele există semnal Vodafone. În momentul când se deplasează, ajunge într-o zonă cu semnal destul de puternic, transmite datele către sistemul SAP, sincronizând prin butoanele din dreapta sus.
Și în momentul acesta informațiile sunt transmise în comanda de lucru din SAP. Acum o să intrăm în sistem. După ce se termină sincronizarea și o să vedem ce s-a întâmplat. Aceasta este comanda de lucru. Vedeți că statusul comenzii s-a modificat. Deci în partea de user statusul comenzii s-a modificat. A recepționat cele două statusuri start finalizat. Startul este acesta de jos, finalizatul executat, VEX. Și în cadrul... Aș fi terminat sincronizarea. Confirmările de timp postate apar, da, executate de XK-ul respectivului, deci data când au fost postate, ora, dacă intrăm în fiecare, putem vedea și exact cât am confirmat, da? Cu tariful respectiv, 637 însemnând deplasare, așa e codificat. Bineînțeles că în cadrul comenzii, ulterior, planificatorul intră și setează în notificarea atașată comenzii istoricul reparației respective. Aici, în partea de jos, se mențin în cadrul notificărilor istorice. Partea obiectului care a fost defectă, defecțiunea apărută, cauza, ulterior, rândându-se rapoartele adecvate, se pot face diverse analize. Datele, practic, ajung în mod real, cât mai rapid în sistem, eliminând astfel, practic, tot pachetul acela de lucru pe hârtie, trimis, plenărul trebuie să-l ia din nou, iar să-l introducă în SAP și așa mai departe. Vă mulțumesc mult!